Să prezint un modul RFID RC522. L-am proiectat pentru pornirea autovehicului și oprirea, adică taie, decuplează un fir și face ca autoturismul să nu mai pornească. În caz că cineva încearcă să vi-l fure, să vă copieze cheia, este foarte important pentru că le dați mari probleme de cap hoților. Și nu cred că își permit ei să mai pierdă timpul cu pornirea mașinii noastre. Iată, acesta e microprocesorul, acest modul și releul care taie tensiune, care taie contactul. Deci acționează, releul practic este un contactor pentru cine nu știe. Iată aici. Am făcut, pentru că nu mă pricep bine la programare, nici nu prea am timp să mă documentez, am făcut o cheie pentru pornit, una pentru oprit. Am băgat datele în soft. Fiecare senzor are un cod anume și este recunoscut de microprocesor. Este Arduino cu Amiga 328. Cam acesta ar fi softul. Se poate modifica. Mă rog. Vreau să arăt doar cum funcționează. Deci când vrem să... Această plăcuță, deci RFID, acest senzor, antena cum ar veni, da? Care captează semnalul, se prinde foarte frumos undeva sub un plastic, la bordul mașinii, unde nimeni nu poate vedea, da? Apropiem senzorul acesta, da, iată. A pornit LED-ul, se aude și releul, probabil. Stă cuplat continuu. Eu voi modifica softul cu același senzor să pot să și pornesc și opresc. Momentan nu mă pricep foarte bine la programare, mă voi documenta și voi rezolva această dilemă. Am un senzor cu O, care, iată, oprește, a oprit, da? Foarte frumos. Pornim din nou. Deci este o idee bună pentru salvarea autoturismului dumneavoastră. Bineînțeles, imaginația nu are limite. Puteți să se poate acționa electrovalve de apă. Se poate prestabili un timp, cât timp să-ți meargă apa. Și după aceea se va închide automat, softul va face totul pentru dumneavoastră. Doar trebuie să modificați parametrii în soft și totul va fi ok. Pentru cei care vor să folosească senzorul la uși de acces, iată, pentru cei ce vor folosi pentru uși de acces, această cutiuță, poate să folosească această cutiuță, este etanș, are garnitură, tot eu am luat-o de pe eBay, de aici din UK. Se poate pune la poartă. Deci cam asta e tot. Senzori se găsesc, iată, am aici senzori pentru frecvența asta de 33 de MHz. Da? Iată, se găsesc senzori, sunt ieftini, precum ăștia de 125 de kHz. Da? Bineînțeles că va trebui să funcționeze cu senzorii de 33 de 5, parcă, da? De MHz. Nu funcționează cu senzori de 125 de kHz, bineînțeles. Este foarte ușor de făcut. Oricine poate să facă acest montaj. Pentru cei care nu se pricep, nicio problemă. Iată soluția pentru cei care nu se pricep. Poate să cumpere acest modul. Eu l-am luat foarte convenabil, undeva la maxim 10 lire sterline. Poți folosi cod când pornești mașina, poți folosi senzori prin atingere.
Dar acesta este la vedere și mie nu prea îmi place să fie la vedere. Persoana care m-a pus să-i fac dispozitivul mi-a spus că vrea să fie totul ascuns. Așa că rămâne tot acesta de bază. Mulțumesc de vizionare și toate cele bune!